O să facem un review paralel între 10R acum și S1. Deci mic, 20 de metri până la gardul din spate, până la lopețile alea, vreo 5 metri, 6 metri. Mediu, da? Priviți, de asta v-am spus în review detaliat. Mie mi se pare așa, pe mediu, la 100 de lumeni, mi se pare cantitatea de lumină perfectă pentru o utilizare de asta casnică, în jurul, nu știu, și dacă mergeți pe o potecă, vă dau un exemplu, priviți ce multă lumină este, cele două halouri, le vedeți, da? Deci totul se vede perfect. Dacă o dau pe maxim, ia uitați-vă, deja nu mai, nu știu dacă puteți observa, deja mă orbește lumina, nu se pierd în detalii. Deci gardul ăla din spate, încă o dată, la 20 de metri, arie foarte mare. Acum aprinde sunul mic, mediu, da? Observați că aria este mult mai mare, însă nu mai există acel halo exterior. Acum maxim, da? Deci nu pot să merg așa. Dacă ar fi fost și iarbă pe jos, adică obiecte care să reflecte lumina către mine, acum eu nu văd normal, că lumina se duce în unghiul de incidență, este în față. Deci eu zic că pe mediu sunt perfecte ambele lanterne pentru o utilizare ETC, deci mediu acum. Bun, asta este S10R, S1, avantaje și dezavantaje, acum e o chestie de gust, da? Eu încerc să le țin în aceeași poziție, S10R, S1, S10R, acum pe maxim, S10R pe maxim, S1 pe maxim. Da, priviți, gardul ăsta nu reflectă lumina, deja este puțin deranjant. S10R pe maxim. În dreapta. S1 pe maxim în stânga. S1 acum, S10,7 metri până la gard, S1 pe maxim. S10R pe maxim. Haloul impresionant de lumină exterior. S1, S10R pe mic. S1 pe mic. Mediu, S1 în stânga. Mediu, S10 maxim, ia uitați, mult prea multă lumină, de asta v-am spus să folosiți lanterna corect, pe nivelul maxim corespunzător situației sau distanței. S1 pe maxim. Blocul undeva la 40-50 de metri, S1 maxim, S10R, să mă asigur că e pe maxim,
mic, mediu, deci uitați și pe mediu, luminează în mod decent blocul, pe 10R. S1, acum, pe mediu, mi se pare cantitatea de lumină ce ajunge la bloc este mai puțină, e normal că aria este mai mare. Maxim. Da? De la bloc până sub gard, dar nu mai avem nimic altceva exterior. S10 în schimb, doar blocul, vedeți, până aproape de casa aia, dar haloul exterior este imens. Asta e diferența între cele două. Blocul este undeva la 20-25 de metri. Din păcate este foarte multă lumină. Nu o să vedeți adevărat ca performanțele lanternelor, dar vă puteți face o idee despre aria de iluminare. Acum nu se vede haloul exterior. Asta a fost S10R2. Asta este S10 pe modul maxim. Mic, mediu, mare. S1, S10, R2. S1,